Tavi Grigore a revenit după un an și jumătate pe banca Petrolului, însă în Liga Secundă s-a întors după un cincinal. Iunie 2013 este perioada ultimului joc pe banca tehnică a unei echipe de eșalon secund pentru Octavian Grigore, conform statisticii celor de la ziarul Prahova.ro. Așadar, antrenorul de 54 de ani, fotbalist emblematic al Lupilor, deoarece a purtat doar tricoul galben-albastru în peste 400 de partide în prima ligă, s-a întors în Liga a doua după o pauză de peste 5 ani. În acea vară din 2013, Tavi încheia cu un eșec meciul susținut de Dunărea Galați, echipa sa de la acel moment, în fața Sportului Studențesc. Între timp, ambele echipe au dispărut, situație pe care, din păcate, Grigore a trăit-o și la alte echipe pe la care a lucrat. Cele mai importante nume sunt SC FC Petrolul, Chimia Brazi, FCM Târgoviște sau Fortuna Brazi. Acum, Tavi a redevenit antrenor principal al celor de la FC Petrolul Ploiești, în eșalonul secund, și a trecut cu bine de primul test. L-a ajutat echipa, în special atacantul Sergio Arnăutu, cel care fusese exclus din lot de Leo Grozavu. Atacantul petrolist a înscris de două ori și a adus echipei un succes care o menține aproape de podium. Vârful de atac de 28 de ani a bifat din nou o dublă la acest nivel după o perioadă de aproape 2 ani. Ultimul meci în care Arnăutu a reușit să marcheze de două ori la Liga Secundă a fost în decembrie 2016, pentru fosta sa trupă Luceafărul Oradea. Arnăutu are șansa unor noi reușite în următorul joc de campionat. La începutul săptămânii viitoare, Petrolul înfruntă Farul pe Ilieoană, iar biletele pentru acest joc sunt disponibile la punctul de vânzare de la stadion, inclusiv în ziua partidei.